țigane, ce cauți ai? A ne-a ne găsit, ne-a prins. m a prins, a prins cu gen. Altcineva nu putea <laughs> să vă prindă. Ca să nu mai vorbim de problemele cu inima pe care le-am le avut de rebelion și mă gândeam că poate cine știe. Păi bă, n-ai vrut să o lași la mine, că la mine trăia bine. Ce? Inima ta. Salutare tuturor! Ce faceți, fraților? Băi, nene, cât v-ați ținut de mine să-l aduc pe Gigi Dumbrava? Oh, n-aveți idee. Acum înțeleg eu de ce suntem împreună aici. E, he, he. Și acum. Da, deci. în de gradul 3. Gianni cu Gigi Dumbrava. Știi, măi, Gianni, pot să zic Gianni Luciane. A bineînțeles. <laughs> Știi că ieri m-a oprit pe stradă un nene și mi-a zis, Don Gigi, Păcat că nu mai ați făcut filmul la mai departe. Mai nu am mai făcut ce să ți face, dar aia e. A fost. A fost drăguț. Vă e doar de vremurile alea? Mie mi-a da? -mi -mi plăcut foarte mult. Și faptul că un rol extins pe doi ani, zi de zi aproape, mi-a plăcut. Adică una e la teatru, în două ore trebuie să comprim totul, să, să aibă și cap și coadă. Dom'le, aici aveai posibilitatea să te deschizi, să aibă personajul multe fațete. Asta mi-a plăcut. Mi-a plăcut filmul că era un film de conflict. Avea conflict între noi și voi. Exact. <laughs> Știi? Dar chiar mi-a plăcut. Mi plăcut. Și era, era ținea interesul, ținea lumea atentă la, la Păi și acum asta ziceam, că sunt oameni care acum la 15 ani după ce s-a terminat nebunia aia de serial, mă rog, hai să zicem cele două seriale, că a fost Regina și Inima de Țigan, da. lumea încă îmi scrie ce faci, Gianni, mai trăiești, Gianni, ce face inima ta, ce face Gigi Dumbrava, păi ce eu face... Păi aici în cartier, că trăim în Mungoșoaia, sunt nea Gigi, nu sunt da? alt al nume, nu... Nea Gigi și copiii trec cu mașina asta, nu Nea Gigi. A fost întâmplări mare. un copil, Pui puișor așa, s-a zis, ia-mă la tine că nu mănânc mult. Tu auzi? Tu auzi? M-a hm. luat că eu un băruleț și eu mai cumpăr pâine de acolo și erau doi băieți așa mai tuciuri. Și unul zice, nu, Gigi, ai ceva cu noi? aveți ceva cu noi? Eu zic, băi, dacă mă enervez, îți rup mâna și te bat cu ea la fund. Nedevelopatele. Nedevelopatele. Dar ce aminte cum a fost aia? Aia da. mi-a venit pe loc. Serios? Da, că nu era în text. Ok. Pe păi și și electricii operatorii au oprit și-au zis, ce ia să apucă râsul? Ce da? Pă, ce căuți tu în fața de... casei mele? Bă, nedevelopatule! Ho, ho, nu știu! A ce a zis. A fost frumos, a fost superb. Asta am zis de foarte multe ori, inclusiv pe live-urile pe care le-am făcut pe, pe, YouTube, că a fost probabil cel mai frumos an petrecut de mine, cel puțin, în televiziune. Și de mine. Și eu am făcut multă televiziune, dar aici era o bucurie, doamne. Te duceai la filmare cu o mare... Cu, cu, cu frison mă duceam. Și, și, după aia veneam acasă, am avut niște scene. Dacă Ce alt personaj v fi plăcut să interpretați În afară de Gigi Dumbrava În serialul ăsta? Da. Nu știu, nu m-am gândit că vreau altul Păi să ne gândim acum Să zicem că Gigi Dumbrava nu se poate Să zicem că mâine filmarea e începe filmarea La inimă de țigar Și dumneavoastră aveți Știți deja personajele Nu, înseamnă că eu nu apar în serialul ăsta Nu vreau altceva Ați mult pe Gigi Dumbrava? Foarte mult foarte mult. Și să mai când mi l-a propus să iura, bine, nu știam serialul, nu știam ce Vreau să că jucasem în ultimele episoade, în uh, ultimele 80 de episoade, în uh, iubire ca în filme. Și eram cu Carmen Tănase, care era Zuzu, iar eu eram un avocat, dar nu mai știu cum îl cheamă. Și zice, o să facem la anul Inima de țigan, cu tare, nu mi-a plăcut titlul, adică inima de de ce, ce e aia inima de țigan? Mulți pe stradă mă întreabă, acum, după, de ce nu mai jucați în filmul la inima de țigancă? Și mă care mă inima de țigancă, cum, când tu n-ai fost în la film, în sfârșit. Și după aia, când am primit rolul și episoade la rând asta, Ăsta e rolul. Ăsta e rolul. Că m-a întrebat unul dată, fii atent. Avusese loc, curgea serialul, cred că al doilea, Regina. Și era cald afară și eu aveam geamul deschis și mergeam pe centură, pe undeva, pe aici, nu știu unde mă duc. Și era un șantier și un pușt, dădea cu turnăcup acolo, dădea și convoi de mașini, m-a făcut să opresc, bară la bară, am oprit. Și puștul s-a uitat la mine și a lăsat turnăcupul și a venit, Domnul, Gigi, domnul Gigi, că dacă întreb, cum mă cheamă? Nu știe. Gigi, nu, <laughs> și zice, spuneți-mi, numai atât, avea vreo 19 Spuneți-mi, vă cum e posibil ca un actor atât de bun ca dumneavoastră, că nu mai sunteți tânăr, abia la vârsta asta să joace în filme. Ok. <laughs> <laughs> și eu zic, dar tu câți ani ai? 19 ani. Și să-ți fac, mă, puștire, dacă tu nu erai nici în scrisori când jucam eu în filme. Păi joc din 1969. Primul meu film a fost... 26... A, nu. Nu, nu, fost nu. Teat, nu da. aia. În 1969 a făcut primul meu film alături la Șerban Creangă, că nu se numea Așteptarea, filmul în care a murit Ștefan Ciubotărașu. L-a terminat, dar spre finalul filmului deci am jucat alături de Ștefan Ciubotăraș. Frumos. Păi asta nu e puțin lucru. Să joci cu moștri sacri din vremea trecută. Deci, și după aia am tot făcut filme. 50-60 de filme. Au roluri mai mari, rolul mai mici. Dar puștul ăsta nu văzut. Sau nu de depistase. Că vezi, nu ți minte. Păi unde? Acum dacă el săracul s-a uitat să mă ierte Dumnezeu. Nu, dacă m-a văzut în... În moromeții, nu m-a recunoscut. Dacă m-a văzut în, la Caranfil, în, uh, cum se cheamă filmul ăla în care eram poetul Gării de Nord, iarăși. Filantropica, uh, <coughs> da. Ioan Isaiu. Mi s-a întâmplat, ieșam, eram pe stradă, în fața la, la cinematograful studio, lângă, vis-a-vis -vis de Patria de notară acolo. Și ieșa lumea de la film. Fusese o primă vizionare. A, a filmului ăsta, al lui Caranfil. Și mă vede, un, mă, mă întâlnesc cu un coleg, un Nichi Scarlat, și ce băi, nu știi ce film a făcut Caranfil. Mă, nu știi ce film. și să știi că era un actor acolo. Da, vă ști de unde l-a scos, mă. De unde a apărut ăsta? Eu n-am văzut niciodată. Unul care joacă poetul Gării de normă, este... Și mi-e dau seama și zic, cine era mă ăla? Bă, nu știu, dar era demențial, mă, dar cunoaște ți cunoaște, îți vreau și... Păi tu nu știi cine era? Zici, zici tu nu știu, nu l-am cunoscut, nu l-am văzut. Zic, eu eram. uite la mine, fugi, bă, mă, termină cu prostile. mă. Bă, prostile. eu eram poetul gării de Se Uite la mine așa. Po să fie posibil că nu-mi dau seama, ăla mă știe Nichi Scarlat din 71, de la repartiție, de când am terminat facultatea. ok? <laughs> Și uite că oameni care mă cunoșteau personal nu mă cunoșteau. Dar sunt filme mari. Filme care a fost rolul? În afară de Gigi Dumbrava pentru că despre el am vorbit, e personajul principal. Personajul principal. important. Da. Personajul important preferat. pentru. Nu, pre, nu, preferat n ca actor, pentru că preferat e el care îl faci ultimul. Eu lucrezi la el acum. Ăsta e personajul preferat s-au trecut. Dar m-au urmărit de-a lungul carierei și am mai spus-o. Miroiul din Steaua fără nume. Sigur, nu un film. Dar eu am jucat la liceu. S-a pus, făcea teatru în liceu și eu am jucat Miroiul. După care am dat admitere cu un monolog din Miroiu, după care la facultate prin anul 3 am jucat un act Miroiu, după care la teatru Giulești de atunci, actualmente Odeon, am luat locul lui Papaiani, care piesa se juca de mult cu Dan, Papaiani și Dana Comne. Și doamna directoare a zis, Papaianic a cam îmbătrânit, Dana Comne la fel, hai să păstrăm piesa. Și zice, intri în miroiu și Ileana Cernat, o tânără actriță, colegă cu mine atunci, am jucat Steaua Fără Nume. Și pe urmă Eugen Todoran a zis, pun la televiziune stau Fără Nume și numai tu poți să fii miroiu. Deci, mă urmă, când am crezut că m-am depărtat de Miroiu, că am terminat cu el, a apărut fiul meu care joacă Miroiu în, în, teatru. Deci, ăsta e un personaj care m-a urmărit cumva. Dar personaje importante din viață, pe lângă Gigi Zumbravă, pe lângă... Sunt, sunt multe. Sunt multe. De exemplu, personajul din Iarba Verde de acasă, Ștefan Corici, Vai ce mult mi-a plăcut și m-a satisfăcut, așa ca personaj, când joci un personaj din asta. Nu spun de teatru că au fost foarte multe care mi au plăcut și spectacole în care am jucat și care mi-au plăcut enorm, dar spun de. Dacă spun de film, mi-a plăcut, deși nu era rol prea mare, așa, ăsta din moromeții. Dar nu mi-l amintesc, dacă mă puneai, luam filmele la rând și mă uitam și mă gândeam și după aceea spuneam ție și spuneam lor. Dar nu prea am făcut, eu fac parte dintre actorii tăcuți, dar care n-am jucat ce nu mi-a plăcut. Eu am peste 20 de roluri în 20 de filme pe care le-am refuzat. Adică, uite, îți dau un rol și am zis, nu, mulțumesc, nu. Și ai, domnule, cum să nu joci? Nu vreau. Din ce motive te ați refuzat? Că nu-mi plăcea rolul, nu-mi plăcea contextul, nu-mi plăcea, nu plăcea. Și atunci refuzam. Eu refuzam. Dar ce n-a e... fost cazul la Gigi Dumbra? Dar nu iese public acest refuz, adică nu știe nimeni. Nu mai spun că sunt eu, am numărat 17 filme în care am căzut în capcană, în sensul că am jucat. Dar nu că nu, numai că nu m-am dus la post sincron și nu mi-am făcut vocea. Mi-au făcut alții. Că dacă nu vin, nu trebuie cineva să vorbească acolo. Și sau de că nu-i vocea mea. Dar nu m-am dus nici la premieră. Adică, adică ați filmat? Am -ați jucat în că... film. În timp ce jucam, mi-am dat seama că e o prostie, că e o capcană în care am căzut. Nu în sensul politic. Eu n-am jucat secretar de partid și de multe. Poate uteciști ceva, că toți erau muteciști, dar n-am jucat cu text partinic, cu Trăiască, cu Partidul, cu Pumnii în piept, n-am jucat asta. Adică nu am jucat, m-am ferit, am refuzat, am avut... Uh, nici la televiziune n-am jucat roluri din astea, uh, dar asta nu se știe, adică dacă spun eu, acum se află, dar nu faci de seama că în filmul ăla nu e Zamfirescu. De unde să știi că nu e? Că nu, nu e dar eu am refuzat rolul ăla. Și sau la un moment dat, nu m-am dus la premieră. Că la premieră te urci acolo, pe scenă, te vede lumea, te aplaudă două minute și zici, uite asta. Da, și, de nu... De cele mai multe ori e un prilej de bucurie. Adică... este, pe da, dacă filmul era atât de prost și mi-am dat seama, cum am intrat eu în porcăria asta? Și nu mă duc la premieră. Și nici l-am văzut după aia. Sunt 17 pe filme, am numărat. Acum nu le mai știu. Dar sunt 17 filme în care nici n-am făcut pus sincron, nici n-am... Asta e. Dacă vi s-ar da ocazia să jucați într-un film, un personaj celebru, dar nu de la noi de aici, uh -huh. de afară, să zicem... Uh... Lasă, să nu, nu zic. Lasă. Nu zic, nu zic. Așa. Există vreun personaj la care visați, ați visat de-a lungul vieții sau, sau vă, vă, gândească că sunteți respectivul? Da, eu am, am, dorit, în primul rând, în teatru am dorit un personaj. Și că toți actorii vor să joace Hamlet. Nu știu de ce, eu nu, nu m-a tentat. Dar nici nu mi s-a oferit, nu-i vorba. Însă nu mi s-a oferit un rol pe care l-aș fi dorit foarte mult. Raskolnikov, din Crimă și Pedeapsă. Doamne, cât aș fi vrut. Venisem. Eram la Târgu Mureș și am vorbit cu directorul de acolo, marele regizor, Harag Gheorghe. Domnul Harag, vreau să joc Rascolnicul. Și el dragă, nu punem noi în teatru acum. că am venit în București și a venit și Dan Micu, care era regizor la Târgu Mori și a venit eu la Giulești, el la Notara și a pus crimă și Pedeapsă cu Ștefan Iordache. Și atunci nu puteai să intri în competiție. Eu eram foarte tânăr, aveam 24, de da, ani 25. Era perfect pentru pentru rol, dar nu am jucat, nu mi s-a oferit, nu mi s-a evit ocazia, cum s-ar zice. Dar uh, am avut ocazia să joc într-un film care nu, nu e filmat în România, dar care a rulat puțin, foarte puțin. În România un film austriac. Unde am jucat pe marele gânditor și estet și om de teatru. De filozof Max Frisch, l-am jucat pe Max Frisch într-un film numit cumva, nu știu cum se numea, pentru o mare iubire, în regia regizoarei austriece Chete Kratz. Am învățat germana, știu și acum câteva expresii, una din ele știu și ce înseamnă, celelalte nu mai știu. Tu știi germană, deci ce zic eu acum? Sie sehen, wie es mir mit der Frau, die ich liebe. Vedeți cum merge cu femeia pe care o iubesc. Ei, pe știu? Vedeți cât de rău sau cât de rău sau vă, te cu... ne certam și spuneam unuia, zice, în vis mir, mit der frau <laughs> <laughs> Și mă întreba la un moment dat regizoarea că era tot textul în germană. Tu știi ce spui acum? Zic, da. Și zice, ea zi. Ziceam în românește, a, da, că joci dracului ce trebuie, că vorbei vorbe așa. Și a fost un film care a avut succes. Am fost în Germania odată cu un turneu și a fost o spectatoare nemțoaică că s-a dat o masă, champagne după spectacol, eram cu... au pus cătușe florilor și aia a venit și a început să vorbească germană cu mine, să vorbească, să vorbească și... nu se poate? Ea mă întreba, că aveam translator, Mă întreba, nu cumva ești actorul care l-a jucat în filmul uh, pentru o mare iubire pe Max Frisch? Și eu nu înțelegeam. Și până la urmă, deci m-a descoperit, m-a știut, m-a remarcat că era rol principal. Era un film lumetraj, dar nu era despre Max Frisch. Era vorba despre o mare poetă cum ar fi la noi, Labiș care a avut un traiectoriu frânt de cometă, un traiectoriu bizar, a murit tânără și a dat foc, o mare poetă austriacă, se numea Ingeborg Bachmann. Ingeborg Bachmann. Și care fusese iubita lui Max Frisch, cu care a avut mari tensiuni, gelozii pe probleme uh, profesionale. Se contraziceau, Eu o proastă poezia ta, asta scria poezii. Și ea îi spunea lui că nu se potriveau. Și tot filmul era bazat pe cearta și pe conflictul între ăștia doi. Și de... dacă ar fi să vorbim despre uh, filme sau personaje de Hollywood? Nu știu, dar știu că am fost atât de pasionat pentru teatru și film, încât dacă mă nășteam, dacă mă nășteam în America, tot actorul aș fi fost. Și nu bag mâna în foc, că n-aș fi făcut cam tot atâtea filme câte am făcut în România. Sigur, alături de alți actori decât cei cu care am jucat, în altă lume, cu altă notorietate și cu alte câștiguri materiale. A, A, aia. Asta nu, asta. e o, așa, o diferență minoră. E, că, nu contează. Plus că diferențele, adică am câștigat regretatul, regretat Caramitru, regretatul Caramitru mi-a povestit că a fost în America, nu știu, mai de mult așa, și a nimerit, a fost și el invitat într-un conclav de ăsta de mari artiști. Și era acolo De Niro, era... El de, de Niro a povestit că l-a văzut. Uite pe De Niro, știind foarte bine engleză, Caramitru Cine, a aranjat cu cineva să prezintă-mă. Și l-a prezentat și din a fost actor român. Oh interesant! A, a, caramitru, știi? Mă, și povestea Pino cu, cu Dumnezeu să-l Cu un fel de tristețe, zice. Am profitat și am încercat să vorbesc, să fac schimb de idei, să fiu cu să ne, să fac fotografii împreună, de chestii. Și el am întrebat, zice, ce jo joci în România? Ce zice, teatru sau film? Oh, și teatru și film. Joci în filme? Da, cum să nu? La noi în țară. Și ce care e gajul dumitat? E o întrebare care deranjează așa, dar ca să știi rangul, ca să știi cu cine stai de vorbă. În America contează, dacă tu lucrezi pe un milion de dolari, ești un om, că înseamnă că meriți. Nu-ți dă nimeni degeaba. Sau dacă lucrezi pe 100 de dolari, mai ierți. Dar ești degeaba. Noi, nu, noi privim comunist. Avem reminiscențe. El nu. Și a zis, care-i gajul lui tale? Și zice Pino, băi, ce era să fac? Să mint? Să spun, nu știu, ce? Și am zis, 40 de mii. Care oricum era o floritură. Oricum eram da. puțin. Da. 40 de mii. Și ăsta s-a uitat, 40 de mii de dolari, și l-a zis, nu, de lei. <laughs> și ca ăsta de Niro, a ridicat ochii de la caramitru, pe lângă așa, și s-a văzut cu unul de la sus, hello, ce faci? Și la nu știu ce a răspuns. Și fără să spună la revedere, fără nimic, s-a dus și a început să discute cu ăla. Domnule, adică a ricoșat, a trecut pe lângă. Tu mă înțelegi, nu? Adică, care ah, salut, salut, ce dormi era de tine și a plecat la ăla. Nici n-a zis, la revedere, puștile. Doamne, pe da, așa e. Dar ce să faci, ce vină avea? Orice actor român, ce vin ar avea, ar fi avut în contextul ăsta, în care un mare actor, un mare vedetă și cu care, dacă te nășteai acolo, puteai fi egal, puteai fi partener. Dar n-ai fost, că nu te-ai născut acolo. Da, nu știu ce să zic. Nu știu ce am vrut să spun cu toată povestea asta. Păi v-am întrebat de chestia aia cu personajele. Ce personaj va fi plăcut să. E azi, un, azi, un actor în lume că nu e al Americii, al lumii ăștia, sunt actori curiași, pe care eu îl respect definitiv și îl pun în vârful piramidei. Probabil că mulți vor fi de acord cu mine. Este al Pacino dincolo de Peter uh, Otul dincolo, dincolo de toți, eu îl pun, deși l-am văzut în primul nașul, era tânăr, era na, un actor minunat, dar îmi plăcea foarte mult într-o perioadă Jane Heckman, domnule, îmi plăcea de tot. Dar uh, Al Pacino a ajuns la performanță, sigur e bătrân acum, dar înainte filmele făcute Acum 5 6 10 ani ajung la performanța de a asista la un fapt. Să zicem, un individ omoară un alt individ și el vede. Sau de a asista la alt fapt. Un individ sărută o femeie. Deci un fapt bun, pozitiv. Și să joace privirea către acest, aceste două lucruri diferite identic și să transmită același lucru. Spaimă, groază, ură pentru ăla care ucide și ce știu eu ce plăcere pentru ăla care iubește. Fără să-i se schimbe niciun mușchi pe față. El a ajuns la performanța și a și lăsat și a și făcut o față eu, avem un cuvânt oltenesc, blăjdită Adică le ochii și fără să se și să uite și ascultă ce să se comunică și transmite tot ce vede fără să joace nimic. Domne, e scund. Uneori îi să se pun cuburi de desu ca să poată vorbi la egal cu un partener, că femeia e mai înaltă sau ce știu. El e scund. Ca și acel minunat actor, cum îl cheamă, care american, care a chelit, a jucat în zbor deasupra unui cui de cuci. Jack Nicholson. Jack Nicholson, care pentru mine a fost un actor lecție. Lecție. Nu poți să joci ca el, nici nu are rost să-l Dar așa, la un moment dat am crezut că e nebun. Nu prea e normal. Eu am auzit că a făcut o scenă în Poștașul nu sună niciodată de două ori cu Jessica Lange sau Lange, nu știu cum se pronunță. Jucau ei doi. Și era o scenă de viol. El intra, era servitor în casă, bărbatul grecu plecase până nu știu unde în oraș și când a rămas, asta făcea cozonaci. Mestec frământa cozonaci în casă, soția lui grecu. Și ăsta a intrat, a început să vorbească puțin cu ea și scena era, continde pe masa de coză cu cozonaj cu tot și o violează. Iar asta e o scenă teribilă, e o scenă jucată perfect. Da, da, se spune că Jack <gână> Nicholson a violat tot de adevărat. Și aia a vrut să-l dea în judecată. Pentru că ea n-a putut să oprească, n-avea cum, violul e viol. E viol. A căutat un cuțit, l-a găsit, a vrut să-l înjunghe. Deci Nicholson e atât de nebun încât ca să joace un lucru, îl joacă. Dar cum e posibil? Toți suntem actori și știm că simțurile tale reale nu pot să intre în funcție în timpul unei filmări. Adică nu pot să violezi în mod normal o femeie dacă joci o scenă de viol, că tu ai atenția împărțită în alte locuri. Nu, nu poți intra în erecție. E, Nicolson, și atunci trebuie să fii puțin nebun. Am citit undeva că una din modalitățile de selecție pentru armată este că am făcut armată, nu știu dacă tu ai făcut-o. Eu am făcut-o șase luni după facultate. Și prima condiție te bagă acolo, la, nu la armată, la recrutare. Când te selecționezi te bagă și ce toată lumea se dezbracă. E 20 de inși dezbrăcați. Și stai acolo până ai poftiți în sala aia mare, o masă cu o comisie redutabilă, numai general și colonei, niște medici, și trebuie să stai în ordinea înălțimii sau nu știu cum, așa, urmează să te sui pe cântar, să-ți măsoare înălțimea, să treacă acolo, chestii de astea. Dar toate astea le faci condus de o tânără doctoriță, și am aflat că e deliberat. O tânără doctor, tânără și frumoasă, că el alții erau niște moși. Dar asta, care te lua de mână, ce poftiți pe Acum, înălțimea, să tot mișcă în jurul tău. Și care are un halat alb, ușor deschiat, îi să întrezăresc. Și are sân, și are mijlocel subțire, și are tot. E o femeie frumoasă. Dar ei sunt atenți foarte tare pe reacția masculului. Dacă cumva intră în erecție, nu ai ce face, se întâmplă. Femeia pe lângă tine, ăla nu face armata. Pentru că e nestăpânit, ăla nu și poate stăpâni instinctele. Adică poate să facă o agresiune. Înțeles. Pentru că nici eu nu înțeleg pe cel care violează, pentru că toți suntem, doi noi, doi suntem bărbați. Dom'le, dacă nu mi-arată și ea puțină tandrețe. Dacă nu vrea și ea ceva de la mine, dacă nu zâmbește și ea când mă vede, eu nu pot. Dacă să-i dau un pumn în cap, să o văd jos leșinată și repede să o viol... Doamne, ferește, Cum? trebuie să fii nebun. Nu, nu, hai chiar nebun. Dar ai o problemă la, 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 la mansardă, ai o problemă. E, așa și cu Nicolson, cred că el n-a făcut armata. <laughs> Să, să am sărit de la una la alta, dar m-am descărcat un pic. Foarte bine. Nu știu pe cine aplauzi. Pe, pe mine, normal. Da, bravo. Pe Gianni Bravo. Da. Apropo de lăudat și aplaudat, care au fost oamenii care v-au inspirat de-a lungul vieții? Ce bună întrebare! E o ocazie de a-i răsplăti. Primul actor pe care l-am cunoscut în viața mea, având eu șase ani și vrând de atunci să devin actor, nu știu de ce am vrut. Mama, că totdeauna am tot pomenit-o pe mama care de la doi, trei ani mă învăța să spun poezii. Și la 5-6 ani am fost pe scenă, recitând, că nu puteam să joc teatru. Unde să joc? La Călimănești să joci teatru. Da. erau coruri, erau serbări și recită tânărul, elevul sau pionierul Florin Zanfirescu. Și recitam. Salut voios de pionier. Așa trebuie. Nu, nu începi decât cu salut voios de pionier. Salut voios de utecist n-a fost eram deja mai matur, mai... E, și primul actor pe care l-am cunoscut a fost un coleg al tatei din Călimănești. Nu mai pomenește nimeni de el acum, dar eu o fac special, că merită. Se numea Vasile Lucian. Nenea Vasi. Vasile Lucian a fost actor la Notara toată viața lui și a fost partener lui Vraca. Vasile Lucian avea o voce, cred că la fel ca lui Vraca. Din aia pozată, frumos, nu poți să ai dacă <coughs> n-ai. Și care nevasi, nenevasi, venea prima dată ajuns la Călimănești când aveam eu șase ani. Și știa că îl vizita pe tata. Și știa că Costică, tata, are copil mi-a dus o uh, popice, niște popice. Așa. Și cu o biluță și de, de așa și de mai mult. Nu plastic. Nu din plastic, din lemn. Pe vremea nu era din plastic. Okay. După care nenea Vasii venea anual, că venea acasă și la rude, la... Și uneori mergeam în excursii. Unde? Pe muntele Cozia, că acolo era locul nostru de excursii. Urcam pe munte, stăteam la mănăstire și și făceam petreceri pe dealul ăla de lângă Cozia, de lângă mănăstirea Cozia, și nenea Vasi recita. Doamne, eu când l-am auzit recitând, eu m-am înspăimântat, nu se pot niciodată așa. Bine, el avea o voce și recita teribil din cocoșul negru de eftimiu. Când, când auzeam, arunci un pumn de aur, și cea mai mândră fată, femeia cea mai albă, se apropie deodată și vine către tine chemată de un îndemn mai tare ca îndemnul iubirii. Și așa mai departe. După aia, dintre andafirii roșii, zici, dar din astea, din epocă. Dar mi se părea un Dumnezeu și era. După aia venea, când eram prin liceu, Nenea Vasi venea cu un turneu și la Călimănești și îl vedeam în, cu Vasile Trestian, cu un actor, deci juca Musafir Nepoftiț, o piesă policistă și care a murit de curând. De curând înseamnă de vreo 5-6 ani, bătrân și împlinit. Nenea Vasii. Deci nu că nu că am vrut să limit, n-aveam cum, că avea o voce, avea ceva care mie, nu. Dar uh, mi-a deschis ochii mea, am discutat despre teatru cu el și... Pe urmă, în stațiunea Călimănești, veneau destul de mulți actori în vacanță, vara. Și eu aveam relații cu biblioteca locală, cu doamna, doamna Florica Driva, o minune de bibliotecară, nu mai e printre noi trăiește fica dânsei, Fenia Driva, erau greciei de origine, și care, și acum e pensionară, și la care am să mă duc în curând la Călimănești, pentru că pe 20 mai primește titlul de cetățean al orașului. Am și eu titlul ăsta și acum m-a sunat Fenia că îl primește și să mă duc acolo. Deci, prin legătură cu biblioteca, aflam ce actori sunt în stațiune. Așa l-am cunoscut pe Septimius Sever. Așa l-am cunoscut pe Jul Cazaban. Venea, asta mi-a scăpat că eram prea mic, venea acolo Maria Filoti, venea cu Șerban Cantacuzino, nepotul Mariei Filoti. Și am cunoscut destui actori pe care îi agățam și de la care începeam să iau informații, cum e să fii actor, cum e să... Am cunoscut și actori despre care... Asta după de aia... la ce vârstă? E, de la 8-10 ani. Am, am cunoscut uh, actori care mi-au dat cele mai bune sfaturi, despre care după aia, când am devenit actor și am întrebat de ei, nu au zis nimeni. Care a fost cel mai bun sfat pe care l-ați primit? Petre Pintar, Așa se numea, așa mi-a spus. N-am trebuit dacă e din București sau din altă parte, Nu am trebuit dacă e actor și el era actor. Petre, Petre Pintar. Băi, am aflat că a fost un pintar pe la Galați, când am venit eu student, că, și că nu mai era și nu știu ce. Și el mi-a spus, nu sfat, dar mi manifestam spaima că nu o să reușesc să ajung actor. Și el mi-a zis, dragul meu, dacă vrei cu adevărat să fii actor, vei fi. Eu n-am înțeles. Păi vreau cu adevărat. Atunci stai liniștit că vei fi. <truz> și până la urmă așa a fost. Și <truz> o spun și eu altora. Dom'le, dacă vrei cu adevărat. Am avut coleg de facultate, am aflat că de curând a decedat în Germania. El a fost, a terminat secția germană la noi, la facultate, la IATC. Se numea Liviu Rozorea și care era unul cei mai buni actori români, s-a dus în Germania, acolo nu știu ce a făcut, dar a trăit din asta, a lucrat. Liviu Rozorea, era din Sibiu, deci el știa, era un fel de sas, sas sau lucru, știa de Și nu știu ce am vrut să spun. Deci nu, de... pe nu, că tu n-ai cum să știi. Deci, a, știu, 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 știu. Acest Liviu a dat de 10 ori la teatru. Deci, dacă vrei cu adevărat să fii actor, păi cum să dai de 10 ori? Și el a zis da, Tot Și între timp ce făceai? M-am angajat la circ. Păi, era minion așa. Și subțirel, și sportiv. Și eram zburător la trapez. Bă, tu ești nebun. Pe păi cum tu ai făcut așa ceva? Da. Eu pot să fac asta. E adevărat că era. Era pentru noi toți la școală. Eram coleg cu Diaconu, coleg cu Colceag, coleg cu Tamara Crețulescu, coleg cu Corina Chiriac. Am fost colegi de clasă cu Mihaița, Gigi Mihaița. Asta, Rozore, era cu Nana înaintea noastră și era un model. Era un model. Jucam împreună, știi cum e, la regie. La studenți de la regie care pun câte o bucățică dintr-o piesă și distribuie actori, studenți. Și ne întâlneam toți, separat de orele de actorie, după masă, seara, la regie. Și re, re, jucam cu Rozoare, jucam cu toți. Rozorea ne-a fost un fel de mentor și un fel, tot un fel de mentor ne-a fost cel care a fost, pe urmă, mentorul multor actori remarcabili. Cătălin Naum. Cătălin Naum, care a condus teatru Podul până a murit. Cătălin Naum era regizor și el știa să ne, ne dirija, el știa să ne îndrume ce cărți să citim. Sau uh, ne schimba păreri, discutând despre un spectacol pe care noi îl înțelegesem într-un fel și ne om zice, bă, 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 bă că îl așa la tine, zice, te aici, de Era un om minunat, de o căldură sufletească, fantastică și făcea emulații, adică avea în jur oameni care, pe, Pitiș a fost. Men, men, nu, Pitiș, nu știu. Pitiș. Că Naum era mai mic. Mai tânăr. Da, de la Olga Delia Matescu, la Giovis, la Blânț. Toți au trecut prin mâna lui la Pod. Și acum sunt actorii care sunt sau care au fost. Asta ați intrat primul. Din câte am, intrat am, loc întâi, am intrat pe locul de întâi. Am intrat pe locul întâi. De câte ori a dat. Odată. Mă, lansase, mă lansasem uh, la un festival înainte de. eram în clasa 10 -a și a apărut un festival foarte interesant, uh, grație, cred că a fost inventat de marele regizor uh, Sorin Grigorescu, Dumnezeu să-l odihnească. Sorin Grigorescu era regizor TV și avea o fel de fel de activități de cum era bocăneț, cum era, în sfârșit. Și. Se numea dialog la distanță, aveau, România avea 16 regiuni, regiunea Mureș Autonomă Maghiară a se trăgea la sorți, a căzut cu regiunea Argeș, în care făceam eu parte, că raionul, raionul Vâlcea, ea făcea parte din regiunea Argeș. Și acolo la acest festival lunar, în data de anunța toată televiziunea știa, toată lumea știa, televizoare oamenii nu aveau în case, foarte puțini aveau, poate în București mai mulți. La provincie era televizor, la casă de Cultură și la Liceu. La Căminul Cultural te adună acolo. Dar toți, tot satul venea, tot, tot natul. Nu mai era un om pe stradă. Cam cum se întâmpla la Inima de Tigan. Că așa se întâmpla. Când, când rula, noi filmam în timpul ăla, că devansam ca să iasă săptămâna viitoare. Dar când rula un episod, nu nu, pădă pădă. nu, știu dacă e de bine sau de rău, dar și eu făceam același lucru. Fugeam de la filmare până acasă ca să mă uit. Păi e de bine, da. Dacă puteai fugi. De dacă aveam filmare, cum să fugi? Păi nu, terminam la 9, la cât sau la... Nu mai știu la ce oră era. Cred că la 8 jumate, că era prime time. E uh, dacă... era și noi filmam destul până fa până ajungea acasă, pierdeam, da. Eu dar... în mine înregistram Eu Pasă am, am tot serialul înregistrat. Da? Tot. Dar nu mai mă încume să mă uit la el. E mult, e mare, e lung. <laughs> Bine, acum se difuzează în continuare, adică nu cred că a fost un an în care să nu se difuzeze. Da, da. Așa de, așa de rău a fost. Slavă Domnului! Cred că e cel mai bun serial românesc din toate timpurile. Și greu va fi să fie depășit. Greu, greu, greu. Pentru că avea o idee interesantă, importantă pentru noi românii. distribuția a fost de senzație. Păi și distribuția a fi fost, dar avea o temă. Adică ave ce am vizirul? Aveai, ave ce juca, măi, Lucian. Aveai ce juca. Erau conflicte adevărate. Te, te, te încărcai. Nu spuneai... Că aminte de secvența aia în care Gianni intră la... Nedevelopatul intră în birou la Gigi Dumbrau. Era și, era și Nu știu dacă mai țineți. Da, -mi ce mit. Ce famă ne-a Ce, ce caută nedevelopatul ăsta aici? Dați-l afară. A fost. Da. Dar știi că cea mai frumoasă amintire care o am eu cu filmările astea a fost aia cu... Era odată tu... Nu tu, pardon, nu tu. Ginerii meu. Ștefan. Da. Denis. Ca să se împace cu socrul, că el fiind țigan, nu știu ce, ce tată socule, nu mai fi supărat pe mine. Hai că facem o petrecere, uite, aranjezi la un restaurant lux, frumos, cu muzică, cu nu știu ce serba, cred că ziua lui Dumbravă sau ceva, și să facem o petrecere acolo. <gântu -i> și eram eu la masă, tot. Și l-au chemat pe uh, Proieșteanu, pe Nelu Proieșteanu, cu orchestra, mi 3, cu aparate, și nu am repetat. I-au spus așa, domne, intri, cânti asta, și după aia vezi că ăla văd afară. El nu avea ce să repete și să nu se mecanizeze cumva și să fie fals. Eu știam ce se va întâmpla. Și text, aveam ceva, dar puteam și improviza. Adică să spui de 100 de ori, ieși afară de aici. Cum mă, ți-ai permis, bă, să mi-l chem pe ăsta, bă. Eu stăteam frumos la masă, îmbrăcat, costum elegant, tot. Și i-am văzut pe intrând. Și ce se întâmplă? Stai, stai, făcea ginerii meu, stai, stai, stai. Hai. Și au început ea cu pușca și cu alată. Pușca și cu alată, ce bărbat era, ai odată. Măi, tot tot a început ăsta să se foiască și am lăsat să curgă, că trebuia un pic să se aud. Bă, tu ești nebun, mă, ce cauți, mă, cu baraglarile astea pe capul meu aici, mă? Cine te-a spus, suție, maicile, Băi, și am băgat în ei. Sigur că n-am dat în ei, că nu pot să-i prezinesc pe bicea. Dar i-am apucat de instrumente, i-am luat. Bă, te omor cu toți, Te omor, care țigane, ce cauți ai? nu știau cum să se acopere, cum să ia. Nu se gândeau să se lupte, că ei erau 31. Nu, no, să... Au ieșit tot stop, minunat, bravo. Iura, hai să mai tragem una. E, Zice, ne lubrește nu? Ce ai, domnule, ești nebun, mă bași pe mâna asta, pe asta mă omoară, domnule. Stai, domnule, lasă-mă mai, ce mai chema, eu am crezut că filmez. Ce mă bate aici ca să mă bată, domnule? Eu mă duc la el, a stai, domnule, puțin. Pleacă, domnule, nu da mine. Stai, domnule, domnule, nu înțeles că a fost un rol, domnule, eu filmez asta. Mă, știi, dar prea era adevărat, zice. Pe aia că mai lămurit, mai convins. Și cântau, au, aia nu s-a băgat în film. Prima s-a băgat pentru că au urmărit. Că, pentru că ei cântau așa. Pușca și cu... La, 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 la. Să te pun să fugă. N-am apucat să ridictorul și au să ne -o. o să ne dracu face. Bă, asta este o amintire care e Adică chiar partenerul tău să se sperie. Ce faci riduri, că Nu, nu, nu de riduri. Mi s-a blocat aici la maxilar, mi s-a blocat mușchii. Pățește așa ceva? Când râd, mult da. De frumusețe? Sunt de asta. Da. da. Sunt da, de frumusețe? Da, da. Stai. Da, da. Uh -huh. Nu știu. țin Nu, dar nu știți așa când, când se blochează mușchii, când râzi? eu mă, știu, dar de ce? De bucurie, eu, de... Mie nu mi s-a blocat niciodată. No? Eu sunt... Uh, funcționez. Mamă, nu putem să fim perfecti. <laughs> vorba nimeni, nimeni nu e perfect. Da. Ca să nu mai vorbim de problemele cu inima pe care le-am le, f le avut de rebelion și mă gândeam că poate cine știe. Păi n-ai vrut să o lași la mine, că la mine trăia bine inima ta. <laughs> păi eu am luat una de rezervă, ce-am mai găsit pe acolo după ai, luat, o, ai luat, una exact. sintetică. Da. Cine știe ce? Treie și cine știe ce? mi <laughs> aminte când am filmat operația eu nu știu că am filmat-o în aceea, zic eu, ce minte operația mea, când mi-o punea Ca Că au dus o inimă de bivul, nu știu de care, și o purtau pe acolo. Eu eram pe nu vedeam, dar după am văzut Pentru mine a fost groaznic, pentru că eram la golf în Bulgaria. Ce, când filmam? Când ați filmat dumneavoastră, da. Erai la golf? și cum nu puteai fără inimă? Vai de capul tău. Păi, trebuie. Acolo îți trebuie un pic de creier. Știi că acolo, în timpul ăla, că aveam și momentele când mă îndauzi jos după masă și aranjau ei nu știu ce cade. Și eu eram îmbrăcat în haină în halatul ăla de operație. Și mă plimbam puțin pe culoar. mă trăsesc să fumez. Și o soră îmi zice... S-a răsat între timp, da? De ce timp A, nu, eu nu mai fumez de mult. Și rău am făcut că am fumat și atunci, dar acum recunosc că făceam porcăria asta. Și o soră de pe culoare a zis, nu că fumam la o fereastră, nu e voie Și mi-a zis, nu mergeți pe la colegul dumneavoastră? Care coleg? Cornel Vulpe. Domnul Cornel Vulpe. Era, știam, de un an, conectat la aparate, nu mai cunoștea pe nimeni. Știam de la Andreea. Aici ce Cornel, aici, uite camera aia n am putut și am deschis ușa ușor și era soția lui, eu o cunoșteam. Și el în pat. E, cumva recognosibil, era pana. Să rămână, doamnă, n-am știut, da, ce ești aici internat? Nu, zic, eu filmez, pe. i spus. Și zic, pot să încerc și eu să vorbesc? Da, încearcă, dar n-aveți cu cine. Poți să uita și să uita la mine așa. El avea niște ochi speciali, el. Vulpe, avea o privire așa. Îl moștenește Andreea la privire. Și să-i la mine, mă uită și zic, ce faci neacornele? Și mi-a zâmbit. Băi, cum sunt nebune astea, cum nu comunic? neacorneluș ce faci, domne? Hai că te faci sănătos. El, ăsta la mine, știi. Și i-am mai zis tu, trei vorbe de asta de bine, așa. Și el la un moment dat a făcut: Mama! <laughs> nu cred că era cel mai bun lucru acum pentru mine să râd, dar mă rog, e, nu. Păi nu de, der. nu râdem de el, cum să râd de el, da? E când, când a zis cu voce de copii, la mine, știi, mama, nu, oh, Doamne, Dumnezeule. Și iar am mai încercat nimic. Și după a început să caște. Oh, doamnă, de când? De, de un an, e așa că după aia nu știu ce au făcut, au hotărât ei să-i scoată aparatele, că țineau și eu știu asta și am vorbit cu ei, dacă mi se întâmplă așa ceva, scos dracu aparatele, alea, că îl țineau prizonier în corp. Spiritul lui nu putea să plece, că îi pompau sânge în inimă și în trup. Credeți în viața de apoi? O, cum -o? să nu cred? Păi tu care ai filmat cu mine, erai în viața de apoi, și cei am să-ți iau inima înapoi, să nu știu zice... Da, bine, eu m-am întors în Regina, viața de după inima de țigan, da, de vă, -aia cred. Dar... Da, da, da. De... Nu viața de după, și viața de apoi. Păi, ți-am zis că eu am, am, scris o carte și o să o scot, se numește Dalacul. Și până la urmă despre asta e vorba. S -s până la urmă curios. despre asta e vorba. Sunt povestiri, povestiri, povestiri și la un moment dat se trece în sfera de dincolo. Trebuie să afli de la mine ce cred eu, nu, ce știu eu că se petrece dincolo. Pentru că nu cred că toți trăim același lucru și ce remarc eu în scris e experiența mea. Poate a ta o să fie altă. Cum e bancul ăla că profesorul zice la școală copiilor că noi toți provenim din maimuță. Și bulă îi spune profesorului, domnul profesor, dumneavoastră proveniți de unde vreți. Eu provin de la Adam și Eva, mi-a spus tata. Știi? Dacă vrei să provii din maimuță, nu te oprește nimeni. <laughs> Pe și de ce ar trebui să fie? Adică, ce semne ați avut de-a lungul vieții că. într-o ne... zonă care înseamnă că e fără sfârșit. Și, uh, și spun un... că nu, nu, dar spun așa în. în, afară faptul în, că în eu am mai avut mai câteva experiențe de-a lungul vieții care m-au lămurit asupra multor întrebări pe care orice om și le pune. Uh, prima experiență a fost la trei ani. Eram în brațe la mama, dar păstrez în memorie amintirea acelei zile. E o amintire care o văd și acum, după care am discutat cu mama mult timp după ce am crescut. Ce-a fost aia, mă, mamă? Și nu știu ce ți-a venit, mă. Și să faci tu acolo? Îți spun pe scurt. Aveam un vecin care se juca cu mine când eram de o șchioapă, Un vecin bătrân. Nea Filip, nea, nea Filip, nu știu, Petre, petre Petrica care când aveam eu trei ani, în 1952, că de am ținut minte, țiu minte, fiindcă la cimitire îngropat lângă ai noștri, că suntem vecini și acolo. Și spunea anul îngropării lui 1952, deci atunci s-a întâmplat. A murit nea Cum eram vecini și rude, poate, parcă eram puțin rude, hai toți la biserică, la mormântare, că murim vecinul. Și m-a pe mine. Eu eram destul de mic. Dar eu țin minte că mama, că mă ținea de mână la biserică, era lume în jur, catafalcul cu omul, și e primul mort pe care l-am văzut și eu, printre oameni, nu vreau să-l văd. Plus că fiind jos, sicriul era pus pe ceva, aproape îi vedeam numai nasul. Știi? Și atunci, că mă țin pe mine în brațe, să văd și eu pe nenea Filip. Ia mă țin pe mine și m luat în brațe, mama, m-a luat în brațe. Și printre oameni, și l-am văzut. Băi, eu cu omul ăsta a venit nevastă, m ne-a găsit, ne-a prins. M-a prins, -a prins cu geani. Cu cineva nu putea să vă prindă. Deci, să închei până că i durează Dacă un după pic. oricum dăm stop. Ea durează un pic da. la ea. Deci, ridicându-mă eu am văzut pe nenea Filip întins pe mață, pe care îl cunoșteam, dar era de nerecunoscută culoarea lui. Era ca varul ăsta, alb. Alb ca varul. Și mai era un nenea Filip de la brâu sus, culat în fund. Deci era el întins aici și aici erau picioarele. Deci înțelegi ce spun, cum sunt culat. Și de aici, până sus, era o statuie de marmură. Alb ca var, ca marmura, avea tot părul lui, tot, tot, tot. Doar că ochii făceau așa se uita extrem de mirat ce caută lumea în jur. Că era, dar nu putea să întoarcă capul. Și era numai, ce fac ăștia, domnule, ce caută ăștia aici? Și eu de azi, uite pe nenea, Filip! Cum mișca ochii. Și el era întins pe spate. Și el era uh, duplicat. Mama când m-a auzit țipând, uite pe nenea Filip, nu știu atât că ea a crezut că mă sperie mortul și m-a luat repede și m-a scos afară. Stai, mama, nenea Filip a murit. Nu, era nenea Filip, acolo se uita la mine. Mama, bă, copilul s-a speriat. După niște ani, eu i-am zis, mamă, când a murit de pe, ce tu ții minte? Pe, cum să nu ții? Pe, dacă mai ai scos afară și am început să discutăm. Și am întrebat, început mama să mă întrebe, ce vedeai, mă? Cu puritatea copilului, am văzut acest lucru. Ăsta a fost o întâmplare din copilăria mea. Oprește. <coughs>